Este ora 14:00 și putem să începem. Domnilor și doamnelor, bună ziua! Numele meu este Victor Corol, sunt director executiv Alianța Infonet. Este organizația care implementează proiectul campaniei de educație civică și electorală în contextul alegerilor parlamentare anticipate 2021. Și titlul acestei campanii este Incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, bariere, obstacole, declarații, promisiuni, realizări și valori împărtășite. Este un proiect care este implementat, deci, cum spuneam, de Alianța Infonet. Proiectul este finanțat de Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare. Organizația noastră are o experiență de implementare de circa 10 ani de diferite proiecte legate de accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la procesele electorale. În scrutinele precedente am realizat mai multe inovații legate de traducerea în limbaj minico-gestual în incinta cecului în ziua alegerilor, legat de pilotarea sistemului taxi social, legat de introducerea sistemului televizat cu circuit închis în incinta secțiilor de vot. De asemenea, în ultimii 2 ani am avut o preocupare constantă legată de accesibilitatea infrastructurală și accesibilitatea la informații pentru persoanele cu dizabilități și înțelegem că anumite lucruri poate nu au mers foarte bine, vă zic, și atunci am gândit o serie de prelegeri pe care le-am numit conferințele accesibilității. Și la acest eveniment sunt invitați să participe reprezentanți din administrația publică locală, reprezentanți funcționari electorali și am invitat și un grup țintă reprezentanții din serviciile de asistență psihopedagogică în acest ciclu de prelegeri. În perioada ce urmează până la alegeri, o să propunem atenție dumneavoastră 4 prelegeri, fiecare specifică pe domeniul său. Astăzi vom avea prelegerea expertului Pavel Cabacenco, expert în domeniul electoral, experiențe pozitive la nivel internațional de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Peste 2 zile, la 30 iunie, avem o altă prelegere care va fi ținută de către doamna Natalia Badici, care este prim vicepreședinte a Asociației Surzilor din Republica Moldova. Pe data de 2 iulie va vorbi în fața dumneavoastră Tudor Onofrei, care este specialist în adaptare spații de la Asociația Motivație, cu o temă destul de actuală pentru Republica Moldova, pentru accesibilitatea secțiilor de vot, accesibilitatea infrastructurală, precondiție pentru realizarea altor drepturi. Iar pe data de 5 iulie vom avea în calitate de invitată pe doamna Tatiana Ghidirimski, care este medic oftalmolog, doctor în medicină, directoarea Centrului de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoanele cu Dizabilități cu Vedere Slabă, Low Vision, care va susține o prezentare, deficiențele de vedere, aspecte clinice și medico-sociale și incluziunea socială a nevăzătorilor. Acestea fiind spuse, o să-i oferim cuvântul domnului Pavel Cabacenco, care se conectează deci, cu noi dintr-o țară exotică. El ne va spune singur unde se află. Îi mulțumim lui Pavel pentru deschidere și pentru cele care vor urma. Alături de mine este colegul meu Valerian Tăbârță, care este relații cu publicul în cadrul acestui proiect. Ne dorim un eveniment frumos, util. L-am conceput în următoarea manieră. Pavel va susține o prelegere care va dura maxim 2 ore, vă zic, o oră jumătate, 2 în funcție de eventual și întrebările care vor apărea.
Pentru moment, probabil este bine ca dumneavoastră să formulați întrebările în chat și să ne rezervăm pe final o sesiune de întrebări-răspunsuri de circa 30 de minute. Acestea fiind spuse, ne dorim un eveniment frumos, cu Doamne ajută, și Pavel, ai cuvântul. Mulțumesc mult, Victor. Se aude bine? Mă văd bine? Se aude foarte bine. Mă văd și eu pe mine. Bine, eu din start cer scuze dacă vor fi anumite probleme de conectivitate, deoarece mă găsesc într-o țară unde internetul nu este așa de dezvoltat ca în Moldova. Deci, cum a menționat Victor, sunt Pavel Căbăcencu și sunt la moment în afara țării, dar mai mult timp am activat și în țară în calitate de director a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral și împreună cu Asociația Infonet am făcut multe lucruri frumoase și folositoare și mulțumesc pe Victor pentru inițiativa care o are permanent deja de mai mulți ani de când noi ne cunoaștem și lucrăm împreună în cadrul proiectelor care îmbunătățesc accesul persoanelor cu dizabilități la procesul electoral. Deci, vin alegerile, mai puțin de două săptămâni avem o zi importantă, alegerile anticipate în Moldova și în cadrul acestei pregătirilor pentru aceste alegeri, cred că a fi și binevenită discuția despre importanța participării persoanelor cu dizabilități în procesul electoral și modalitățile, bunile practici, dar de ce importanță, de ce este așa de importantă? Prima mea întrebare și aș vrea să încep deja să vă propun un mic quiz. Pentru aceasta trebuie să deschid și prezentarea mea și să începem discuția. Pe parcurs, vă rog frumos să vă notați întrebările, să fiți activi, avem și anumite activități mai mult sau mai puțin interactive în cadrul acestei prezentări, deci folosiți chat-ul pentru aceasta. Deci să începem. O clipă. Se deschide. Așa. Este. Deci, experiența pozitivă la nivel internațional de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Și quizul despre care am vorbit. Prima întrebare. Vă rog frumos să ascultați și să răspundeți în chat. Câte persoane cu dizabilități sunt în lume? Cum credeți? Sunt trei variante de răspuns. Puteți să propuneți și a voastră. Prima, 100 de mii, a doua variantă, 500 de milioane și a treia, 1 miliard. După cum dumneavoastră considerați care ar fi răspunsul corect. Dacă puteți să răspundeți în chat. Cu dizabilități documentați sau așa? Documentați. Așa sunt mai multe. Documentați, o să rămânem la 500 de milioane. 500 de milioane. Da. Încerc să deschid chat-ul. Varianta a treia, varianta a doua, varianta a doua. Un miliard. Deci, răspunsul corect, cei care au răspuns un miliard, sunteți, aveți dreptate. Deci, acum în lume documentată este mai mult de un miliard de persoane cu dizabilități. Deci, circa 15% din alegători din toată lumea, dacă să luăm în
să acumulăm toată suma de alegători în lume, deci va fi vreo 15 persoane, procente de alegători sunt persoane cu dizabilități. Deci, respectiv, dacă așa un număr vânător nu are acces la alegeri, este o încălcare gravă și este o regulă mare, care de fapt influențează procesul electoral. Dumneavoastră știți că și funcționari electorali și alegători cunoașteți că uneori chiar și un vot, mai ales la alegerile locale, un vot poate schimba rezultatul alegerilor. Aici vorbim despre 15% de alegători. Respectiv și în Moldova, procentul acesta este foarte mare, dar asta este la nivel internațional, se reflectă și nivelul local. A doua întrebare, ce procent din acest număr sunt femei, după părerea dumneavoastră? 25, 50 sau 75? Vă rog frumos. 75, 75, 50, 75. Într-adevăr, aveți dreptate, cei care au spus 75%, deci din miliardul acesta, 75% sunt femei, ce înseamnă că în multe cazuri avem o problemă de discriminare dublă sau bariere duble la participare la procesul politic și electoral. De aceasta, problema participării persoanelor cu dizabilități a devenit una foarte importantă în agenda cât organizațiilor internaționale, așa și statelor. Dar să continuăm discuția noastră despre exemple pozitive, cu un exemplu a avut loc aproape 100 de ani în urmă și vorbesc despre un politician care, merge vorba despre un politician care a fost destul de experimentat și cu perspective mari, la vârsta sa de 39 de ani, s-a îmbolnăvit de poliomielit și deja, deci ca urmare a acestei boli, partea de jos a corpului a rămas paralizată. În condițiile 100 de ani în urmă, condițiile de atunci, se practica o altă abordare față de persoane de cu dizabilități, abordarea aceasta abordare de caritate, da, nu abordarea bazată pe drepturile omului, și bine, fiind o parte din societate și politicianul acela credea că nu este nu va putea continua cariera sa politică. Cu toate că la început a încercat să mimeze sănătatea picioarelor, chiar făcând anumite poze pentru ziare, pentru public, folosind echipamentul special, stătând în picioare, echipamentul fiind ascuns sub hainele sale. Dar pe urmă, totuși, a spart barierele și a mers înainte. A mers înainte în scaun cu rotile și a câștigat alegerile. Cine este persoana aceasta? Cred că deja ați înțeles. Este unul din cel mai prominenți și cel mai iubiți președinți al Statelor Unite, Franklin Delano Roosevelt, și care, de fapt, a fost și este o istorie de succes, o persoană care a devenit persoană cu dizabilitate și a devenit unul din cel mai cunoscuți și iubiți politicieni al Statelor Unite.
Poate din coincidență, poate nu, dar bazele legale sau standardele internaționale despre care noi vorbim acum în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și chiar și abordarea aceasta de la caritate drepturile persoanelor cu dizabilități a fost începută de către soția lui Roosevelt, Eleonora Roosevelt, care o vedeți în fotografie, care ține în mână o copie mai mărită, un poster cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, în care se conțină și drepturile de a participa la alegeri în calitate de alegător și în calitate de a candidat. Deci, acest drept a fost numit un drept al omului și a tuturor oamenilor. Deci acest proces a început după a doilea război mondial și a continuat mai departe. Documente de bază care ne-au permis și ne permit acum să dezvoltăm accesul persoanelor cu dizabilități în procesele politice și electorale sunt următoare, care sunt bazate pe Declarația Universală a Drepturilor Omului și acestea sunt Pactul Internațional cu privire la drepturile sociale și politice, drepturile civile și politice a omului și anume articolul 25 și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, articolul 29. Acestea sunt tratate internaționale. Ce înseamnă tratat internațional? Deci sunt două categorii. Sunt anumite documente internaționale, care noi le numim tratate, care sunt obligatorii pentru state dacă acestea semnează și ratifică documentele care au fost semnate. Și acelea, așa numit soft law, da, în limba engleză, adică legile ușoare, da, sau acelea care conțin recomandări, gen declarații. Deci, de la declarații, după a doilea război mondial, în anul 1948, de la declarații a drepturilor omului, noi am evoluat, adică societatea a evoluat spre Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, care deja este tratat, deci este obligatoriu pentru țările care au fost semnate. Deci a fost semnat în 1966 și deja peste 10 ani, în 1976, a intrat în putere. Deci, acestea, mai târziu, deja în secolul 21, împreună cu dezvoltarea politicului și a procesului democratic, deja a apărut și Convenția Națiunilor Unite pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce conțin acestea tratate internaționale care au fost semnate și ratificate de majoritatea țărilor din lume? Sunt doar câteva țări care încă nu au semnat, dar nu au ratificat, de exemplu, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Una din țări care a semnat, dar nu a ratificat, sunt Statele Unite, care, având sistemul său de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, nu a ratificat această convenție, dar este totuși acele documente interne care există în Statele Unite le permit să observă și standardele internaționale care se conțin în Convenția Națiunilor Unite.
Deci să vedem pe rând ce conține și la ce obligă, de fapt, statele pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 25. Acum vreau să vă propun o activitate mai activă decât să fiți să ascultați, dar să luați acum un pix sau un creion și o foaie și să încercați singur să înțelegeți ce de fapt se spune în articolul 25 a pactului. Deci aici vedeți pe ecran diferite fraze din articolul 25. În timp de 2-3 minute, vă rog frumos să le citiți atenți și să încercați să le uniți într-un text, ca un fel de ca Lego, având la sfârșit articolul 25 în fața dumneavoastră. Deci avem 2-3 minute pentru aceasta. Mai avem un minut. Ok, eu sper că toți au reușit să citească, dacă nu se compune textul. Haideți să vedem ce conține articolul 25. Așa. Deci, articolul 25 apare pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Spune că orice cetățean are dreptul și posibilitatea, fără nicio discriminare și fără restricții nerezonabile, a de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanți liber aleși. B. De a alege și de a fi ales în cadrul unor alegeri periodice, oneste și cu sufragiu universal și egal și cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă a voinței alegătorilor. De a avea acces la condiții generale de egalitate la funcțiile publice în țara sa. Deci, acestea câteva rânduri de text, de fapt, sunt foarte importante. Și pe acestea prevederi sunt bazate multe documente electorale, legi electorale din mai multe țări sau coduri electorale, inclusiv și în Republica Moldova. Deci această convenție, acest pact obligă toate țările care l-au semnat să organizeze alegeri periodice, ce înseamnă odată la 4 sau odată la 5 ani, oneste. Deci aici cum asigurăm onestitatea, iarăși sunt multe măsuri care sunt interprinse pentru a asigura onestitatea, dar aici în convenție avem doar un singur cuvânt, onest. Sufragiu universal și egal, ce înseamnă că toți alegătorii care sunt toți cetățenii care au îndeplinit anumite vârste au dreptul și trebuie să aibă posibilitatea de a participa fără a fi discriminați. Un scrutin secret,
Iarăși, aceasta este foarte important, că votul nostru, votul tuturor alegătorilor, inclusiv și persoanelor cu dizabilități, să fie secret. Pentru aceasta, iarăși, statele sunt obligate să creeze anumite condiții. Dar despre aceste condiții noi vom vorbi puțin mai târziu. Ce condiții asigură secretul votului, de fapt? Și în cazul persoanelor cu dizabilități, acest secret este mai secret a votului este mai greu de asigura. Pentru aceasta, statele sunt obligate să creeze anumite condiții, asigurând exprimarea liberă a voinței alegătorilor, ce înseamnă liberă fără a fi influențat. Iarăși, în cazul persoanelor cu dizabilități, dacă vorbim de persoane cu dizabilități de vedere, această posibilitate de a influența alegătorii este destul de mare. Deci, doar acest paragraf scurt deja obligă statele care au semnat acest act la o listă de măsuri care trebuie să fie reflectate cât în legislația locală, atât și în bugetare și în activități, planul de implementare, etc. Deci, de aceasta, articolul 25 a pactului este foarte important pentru implicarea și persoanelor cu dizabilități în procesul electoral. A doilea document despre care am vorbit este Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Sunt mai multe drepturi, bineînțeles. Acum, deci, în cadrul discuției noastre este vizat articolul 29, care ne spune că statele sunt obligate să asigure că persoanele cu dizabilități pot participa efectiv și deplin în viața politică și publică. În viața politică și publică. În condiții de egalitate cu ceilalți, în mod direct sau prin reprezentanții liberi aleși, precum și dreptul și oportunitatea de a vota și de a fi alese. Deci, acest articol precizează în alte cuvinte și poate în mai multă măsură a ceea ce este deja scris și în articolul 25 a pactul pentru drepturile civile și politice. Deci, acestea sunt bazele legale a participării persoanelor cu dizabilități în procesul electoral, care, de fapt, obligă statele la acțiuni pentru a asigura participarea acestora în procesul electoral. Când vorbim de participare, noi în cadrul Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral am elaborat așa o formulă sau ca formulă care ne ajută să înțelegem mai bine ce de fapt este participarea și am numit-o 4D, adică 4 dimensiuni a participării în procesul electoral. Care sunt aceste 4 dimensiuni? Deci, prima dimensiune este dimensiunea de alegător, a doua de candidat, a treia, funcționar electoral, a patra, observator sau activist civic. Deci, practic, în alegeri, noi participăm în calitate de alegători, toți din cei care doresc, bineînțeles,
Cei mai activi sau interesați sunt candidați, foarte mulți din Moldova, aproximativ 22.000 de funcționari electorali, persoane foarte importante și observatori sau activiști civici care ne ajută în de a asigura corectitudinea procesului electoral. Cele persoane care sunt alături de funcționari electorali în secțiile de votare. Haideți să vedem cum aceste forme de participare se reflectă în participarea persoanelor cu dizabilități și care sunt exemplele pozitive la nivel internațional care pot fi poate învățate și de noi și folosite și în Moldova. Deci începem cu candidații, de fapt. Frânează puțin calculatorul. Deci este. Deci, vedeți în fața dumneavoastră două fotografii din Japonia, de la alegerile recente în Parlamentul Japoniei au trecut doi candidați în scaun cu rotire, după cum vedeți, două persoane cu dizabilități din partea unui partid politic din opoziție, care de fapt și-a pus scopul apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Și după cum vedeți, au fost aleși și aici sunt prima participare la sesiunea Parlamentului la care participă și aceste persoane. Nu sunt primele persoane în scaun cu rotire care sunt alese în Japonia, dar după cum poate vedeți în fotografie, sunt practic paralizate și deci nu pot să se miște, dar cu ajutorul anumitul echipament și persoanelor asistente deja pot participa și, de fapt, după o viață destul de activă și acum au devenit și membri a Parlamentului. Deci, dumneavoastră puteți să-mi spuneți că, de fapt, Japonia e posibil. Haideți să vedem un alt exemplu. Este Leonida Panomareva din Ucraina, care a devenit consilier local la Rada din Kiev, tot la alegerile din 19, dacă nu mă înșel, la alegeri locale în 19. Deci e posibil și chiar este o tendință acum de un mai mare activism din partea persoanelor cu dizabilități de a participa și de a apăra drepturile de fapt persoanelor cu dizabilități prin participarea directă, prin faptul de a fi și candidat și a deveni membru a Parlamentului sau a Consiliului Local, etc. Deci, sunt mai multe exemple de așa fel. Muntenegru, de exemplu, tot a fost înregistrat un partid a persoanelor cu dizabilități care a început lucru foarte activ și tot va înainta candidații la alegerile viitoare din Muntenegru. Care sunt, cum de fapt este, prin ce este asigurat accesul persoanelor la acest proces sau implicarea persoanelor cu dizabilități în calitate de candidați. Și sunt diferite exemple din diferite țări. Suportul financiar pentru candidați cu dizabilități este oferit în Marea Britanie. Deci, persoanele cu dizabilități care doresc să candideze în alegeri primesc
o anumită stipendie sau un grant care le permite participarea la nivel cu alți candidați. Instruirea și ghidarea pentru potențialii candidați. Aici, practic, ca exemplu poate fi dat și persoana care ați văzut-o în slide-ul trecut, Leonida Panamareva din Ucraina, care de fapt este absolventă a școlii de liderism a femeilor cu dizabilități din Ucraina. Deci a trecut instruirea și a fost motivată și a primit anumite abilități în cadrul școlii care i-au permis să deja să participe în procesul electoral în calitate de candidat și de fapt și să-l câștige. Cote pentru candidați cu dizabilități. În Tunisia, în 2018, au fost introduse la alegeri locale, au fost introduse cotele pentru candidați cu dizabilități. În rezultat, ca rezultat, au fost alese 144 de persoane cu dizabilități în calitate de reprezentanți locali. Deci este un rezultat foarte îmbucurător și care arată că de fapt se poate și de fapt lucrează. Și aceste persoane cu dizabilități deja vor avea posibilitatea să-și apere drepturile la alt nivel decât au avut până atunci. De fapt, în cazul acesta merge vorba despre dialogul între persoanele cu dizabilități și politicieni, care în multe țări, de fapt, nu există. Dar el poate exista și, de fapt, este tot o bună practică și un standard internațional. Deci, facilitarea dialogului între candidați și persoane cu dizabilități este o altă metodă de a asigura participarea persoanelor cu dizabilități la luarea deciziilor în stat. Deoarece persoanele pentru care vor vota persoanele cu dizabilități, deja candidații săi, vor face totul posibil ca drepturile lor să fie auzite și apărate. Deci, acum vreau să vă arăt un video care arată un așa fel de dialog cu candidații în Statele Unite. Less than 3 weeks out now from Election Day. Now, people will have the chance today to get questions answered by some of the candidates. Western New York Independent Living invited an awful lot of the candidates to the event today. They have held it every year for almost 40 years. People with disabilities, the chance to ask some questions, and also for candidates to learn about issues that are important to that community. We're one of the only 2 segments of the population where there might need to be physical modifications to the environment in order for us to equally participate. So a lot of the questions that get asked are things about how are we going to make things more accessible? How is the renaissance of the Buffalo Niagara area going to affect people with disabilities? And how can elected officials help us in that endeavor? Da, deci, practic, ați văzut acum, eu ce spus că e în limba engleză și nu aveam traducere, dar traduc eu. Practic, acum ați văzut în video cum o organizație neguvernamentală din New York organizează ultimele 14 ani, în fiecare an organizează întâlniri a persoanelor cu dizabilități, a comunității persoanelor cu dizabilități din New York, cu politicieni, diferiți politicieni care candidează sau care vor candida sau deja care au fost aleși, pentru a stabili acest dialog între persoanele, comunității de persoanelor cu dizabilități și politicieni și candidați. Deci, în așa fel, promovând interesele sale și a comunității sale.
Să trecem mai departe la alegători. Deci, aici în fotografie vedeți persoane cu două persoane cu diferite tipuri de dizabilități, dar care totuși și din diferite țări, care totuși sunt interesați în procesul electoral și participă. Și după cum vedeți, reușesc să participe. Care sunt exemplele pozitive și ce se face în alte țări pentru a facilita participarea persoanelor cu dizabilități în calitate de alegători? Deci, crearea secțiilor de votare accesibile. Deci, fiecare tematică de aceasta, noi putem desfășura mai multe și regăsi mai multe aspecte de a procesului electoral care sunt, de fapt, implementate. Deci, când vorbim despre crearea secțiilor de votare accesibile, nu vorbim doar de rampe, care de fapt au devenit deja în mai multe țări un standard oricare. Dar aici vreau să menționez atitudinea și acea metodologie care au fost implementată de către Statele Unite, unde a fost elaborat la nivel federal, a fost elaborat un ghid pentru standardele arhitecturale a secțiilor de votare. Ghidul acesta a fost trimis la fiecare stat, știți că la nivel federal sunt anumite agenții și deja de alegeri în Statele Unite se ocupă nemijlocit reprezentații statelor, deci număr de 50. Deci aceste ghiduri au fost repartizate la fiecare stat și fiecare stat a implementat cele recomandări care au fost elaborate în ghidul acesta arhitectural. După aceea, de la Ministerul de Justiție, în cadrul alegerilor, au fost trimise echipe de monitori, da? Nu observatori, deci noi ne-am obișnuit cu observatorii, dar monitorii care, de fapt, menirea cărora, de fapt, este să verifice cât de bine au fost implementate acele instrucțiuni sau acele recomandări din centru federal. Și, respectiv, monitorii acestea verificau cât de accesibile sunt secțiile de votare și cât de bine autoritățile autoritățile statelor au urmat acele recomandări. Din discuțiile mele chiar cu reprezentanții comunității a persoanelor cu dizabilități din Statele Unite, totuși ei nu pot adeveri faptul acela că, de fapt, da, toate secțiile de votare sunt, în Statele Unite sunt accesibile. Nu ar fi corect să spunem aceasta, de fapt, cred că niciun stat nu poate fi considerat 100% accesibil din punctul de vedere a participării la procesul electoral. Dar totuși sunt anumite practici care au facilitat participarea alegătorilor în Statele Unite la procesul electoral. Aici, la crearea condițiilor la secție de votare care a permite accesibilitatea, vorbim nu doar despre rampe, dar și de alte aspecte care ce țin de intrarea la secție de votare, pragurile, lărgirea intrării, blocul sanitar, dar chiar și amplasarea secției de votare.
Mai multe țări, secțiile de votare sunt plasate într-un singur centru. Școala poate, de exemplu, avea 3-4 secții de votare. Și respectiv, aceste secții pot fi la etajul 1, 2, 3. Deci dacă o persoană cu dizabilitate va fi plasată la etajul 3 în secții de votare, ar fi o problemă pentru ea. Deci, în acest caz, unele state au implementat altă metodologie. În timpul înregistrării alegătorilor, ei acumulează informația referitor și la numărul persoanelor cu dizabilități și tipul de dizabilitate. Așa, exemple sunt în Turcia, sunt recent în Nigeria, au implementat așa practică. Și respectiv, cunoscând care sunt și unde sunt persoanele cu dizabilități și ce fel de tip de dizabilitate, deja pot asigura că secția de votare unde sunt înregistrate persoanele cu dizabilități este plasată în la etajul întâi, în condiții, în anumite încăpere care permite participarea acestor persoane. La Filipine au mers altfel. Deci, deoarece am înțeles că locurile publice nu pot fi asigurate pentru persoanele cu dizabilități, au organizat înregistrarea alegătorilor, deoarece la Filipine înregistrarea este activă, adică la început merge înregistrarea și după aceea deja ziua alegerilor, au organizat înregistrarea alegătorilor la mall-uri, la centre comerciale, unde de fapt toate întrările au fost asigurate și toate condițiile de accesibilitate au fost asigurate de către businessman, de către proprietarii clădirii în care este centru comercial. Și deci au găsit clădirea accesibilă și au organizat o secție de înregistrare în clădirea aceea. Este și așa fel de practică. Nu mai mult de important pentru accesibilitatea procesului electoral și participarea persoanelor cu dizabilități în calitate de alegători este informarea și instruirea inclusivă. Instruirea dedicată persoanelor cu dizabilități, motivarea persoanelor cu dizabilități. În scurt timp, o să vă arăt exemple de așa fel de instruire și motivare. Ce aceasta înseamnă? Aceasta înseamnă că toate materialele care sunt difuzate de către CEC, toate instruirile care au loc trebuie să fie de fapt produse în formate inclusive. Adică inclusiv și pentru persoane cu dizabilitate de vedere în Braille, cu traducerea mesajelor, cu traducerea mesajelor în limba mimico-gestuală, cu instruiri a funcționarilor electorali dedicate acestor asistențe persoanelor cu dizabilități în secții de votare și în lungul procesului electoral. Instruirea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral și informarea acestora despre procesul electoral și acele reguli și condiții de votare. Și aceea ce, de fapt, nu am văzut în Moldova, motivarea persoanelor cu dizabilități. Acestea, așa fel de programe sunt în mai multe țări. Și, de fapt, informarea inclusivă deja devine un standard. Da, am văzut aceasta și în Statele Unite, și în Etiopia, unde am lucrat recent, și în Ucraina.
și în mare parte deja este de mai mulți ani și în Moldova, despre ce a vorbit Victor la început. Echipament special și folosirea tehnologiilor pentru facilitarea persoanelor cu dizabilități la alegeri. Deci aici vorbim despre echipament mașini de votare, de fapt, și echipament care ajută pentru votarea cu buletin simplu de hârtie. Deci echipamentul special sau mașinile de votare au apărut în Statele Unite după anul 2005, de fapt, când a fost luată decizia și alocat multe sume de bani pentru, din Centrul Federal la state pentru procurarea mașinilor de votat care ar permite participarea fără bariere a persoanelor cu dizabilități. A fost, de fapt, un succes de lobism a societății a persoanelor cu dizabilități când a fost introdusă această cerință și, de fapt, și alocați bani pentru procurarea mașinilor de votat. Deci, mașinile de votat sunt mașini electronice care o parte din ele nu necesită nici buletin de hârtie și permite și persoanelor cu dizabilități de vedere și persoanelor cu dizabilități de auz și alte dizabilități se ușor să exprime votul, deoarece votul, buletinul este în format electronic, se apropie de mașină și deja cu ajutorul echipamentului sau căști sau alt echipament, ați văzut și prima fotografie când alegătorul vota cu ajutorul stick-ului de votare, deci să-și exprime de fapt alegerea sa într-un mod secret și fără ajutorul altora. Dar problema a apărut recent, cred că începând din 2015-2016 încoace, când s-au început atacurile hacker și alte atacuri la aceste mașini. Și deja acele mașini care nu au posibilitatea de a organiza un audit a voterilor, deci care nu au un backup sau un posibilitatea de a verifica pe hârtie alegerea alegătorilor, deja mașinile acestea vor fi schimbate, care vor fi deja viitorul acestor mașini. Este o întrebare. Dar comunitatea persoanelor cu dizabilități din Statele Unite lucrează strâns cu autoritățile din Statele Unite ca să asigure că, de fapt, acel lux care îl aveau până acum se continuă, dar asigurând și integritatea procesului electoral, care a fost puțin compromis în anii precedenți. Deja vorbim despre folosirea tehnologiilor pentru facilitarea participării persoanelor cu dizabilități la alegeri. Aș vrea să menționez și folosirea telefoanelor mobile și diferitor aplicații care sunt în aceste telefoane. Deja devine o practică normală crearea aplicațiilor speciale în mai multe țări. La personal am lucrat și la crearea așa un fel de aplicație în Pakistan. Această aplicație permite persoanelor cu dizabilități care se conectează prin telefonul mobil, prin Android sau iPhone, să primească informații despre noutăți
în domeniul electoral, despre regulile participării la procesul electoral, să identifice secții de votare unde pot participa persoanele cu dizabilități, adică care este secția lor de votare, și, de fapt, apela la ajutorul funcționarilor electorali prin centru de apel. Și acestea aplicații, cum am spus, deja sunt au primit o răspândire în mai multe state și sunt foarte eficiente. Pe lângă aceasta, le permite și persoanelor cu dizabilități se comunice între ele, să se găsească chiar într-o anumită regiune, dacă nu știau că sunt împreună și votează la o secție sau altă de votare împreună. Deja după ce intră în așa conversație în cadrul aplicației, telefon mobil, deja pot coordona activitățile sale, verifica anumite momente și deci participa mai activ în procesul electoral. Haideți să vedem câteva exemple care v-am pregătit de participare de a persoanelor cu dizabilități sau mai bine spus de facilitarea a participării persoanelor cu dizabilități la alegeri în calitate de alegători. Deci primul video, de fapt, este în limba rusă, de asta și l-am ales, nu este dedicat funcționarilor electorali, dar conține anumite principii care pot fi utilizate de către funcționarii electorali pentru a elimina barierele psihologice sau barierele de percepție care există la mai multe persoane referitor la persoanele cu dizabilități. Deci haideți să vedem acest video, după ce urmează și videoul din Statele Unite. Не нужно человека тащить туда, куда вы сами считаете нужным. Самое главное, не нужно человека хватать. Человек незрячий, он сам должен вас чувствовать. Он должен чувствовать ваше плечо, руку или еще что-то. Если вы считаете, что человеку нужна помощь, подойдите и спросите, нужна ли вам помощь. Только не спросите просто в пространство, а, например, так, ну, я не знаю, ему плечо, руку положить или еще что-то, чтобы человек понял, что это действительно обращается к нему. Не предлагайте помощь тому, кто идет уверенно. Лично я даже порой в метро в знакомых мне маршрутах езжу в наушниках. Если уж я иду с тростью в наушниках, то я явно знаю этот маршрут. Говорит с нами, часто люди думают, что нужно присаживаться, но это не всегда так, но здесь все зависит от ситуации. Допустим, если я встретила какого-то человека на улице, просто прохожего, он не должен присаживаться для того, чтобы, к примеру, объяснить там, как пройти. Я не слышу, поэтому лучше коснуться моего плеча. Но не надо мне пинать и тыкать. Это грубо, я просто могу испугаться. Я пойму, если вы меня коснетесь легко. В общем, грубо или сильно лучше не толкать. Лучше спокойно дотронуться. Так как я не слышу, кричать бесполезно. Человек, когда хочет помочь, должен подойти. Если он видит, то, что человеку нужна помощь, он должен подойти к человеку, спросить, чем помочь, как помочь, что для этого нужно. Нужно понимать, что коляска – это, по сути, как часть человека. Поэтому это все равно, что вы подойдете к человеку и начнете его трясти за руку, там, я не знаю, за плечо, но это некрасиво. Если слышащий человек хочет что-то сказать неслышащему, он может взять бумагу и ручку
написать и показать. Когда в разговоре употребляют там или здесь, или, ну, посмотри, куда-то, я реагирую таким образом, что прошу конкретики, чтобы сказали, где конкретно находится искомый предмет или место. Слышащий человек должен стоять напротив неслышащего, прямо, а не в полоборота. Если в полоборота, я не смогу читать по губам. Я буду наклоняться, пытаться понять, что говорит человек. Если человек стоит прямо передо мной, я могу читать по губам, но нужно говорить медленнее, чтобы я успевала разбирать слова. Что со мной случилось, задают вопрос часто, как я могу отношусь, ну, не очень положительно. Я считаю, что, ну, слепой, слепой, что еще могу случиться? Разве не видно? Ну, кстати, зачастую понять там недорячим действительно не видно, что они видят. По моему мнению, ну, надо проходить. Неважно, ты на коляске, на ходунках, либо ты в дороге. Нужно туда говорить проходить. На самом деле правильно говорить «входите», потому что, ну, ездим мы на автобусе, там, на метро, а так мы ходим, то есть коляска – это как наши ноги. У меня есть просьба к слышащим людям, чтобы они нас не называли глухонемыми. Называйте нас неслышащими людьми, пожалуйста. Deci, în aceste video au fost arătate cum anumite probleme de percepție a persoanelor cu dizabilități pot afecta comunicarea cu persoanele cu dizabilități și ce, de fapt, cum ar trebui să fie acea comunicare sau etichetul în asistența persoanelor cu dizabilități. Și este foarte important că acei funcționari electorali care sunt la secții de votare, care nemijlocit lucrează sau asistă alegătorii în ziua alegerilor, să cunoască aceste reguli. Deoarece, țineți minte, persoane cu dizabilități sunt mai mult de un miliard de oameni, mai mult de 15% de alegători. Deci, următorul video va arăta cum colegii din Statele Unite au adoptat aceste reguli la domeniul nostru, domeniul electoral, și eu doar vă arăt o parte din, adică partea a doua video, de fapt ele sunt mai multe, și este un curs special pentru funcționari electorali care este dedicat lucrurilor sau asistenței persoanelor cu dizabilități în cadrul secției de votare. Avem și noi în Moldova, dar la un nivel mai mic. Cei funcționari electorali, țineți minte că în cadrul înscrierii și noi abordăm această întrebare, dar colegii din Statele Unite au o abordare așa mai mare și mai interesantă. Haideți să vedem video. Hi, I'm Leona. I'm a registered voter here in the city of New York. I've been blind my whole life, and I've learned to navigate my way around the city using various methods, so I'm pretty independent. Let's talk about how you can assist voters like me who are blind or who have low vision have a smooth and easy voting experience. Here's an example of what it's like to be a voter who is blind. Let's listen and see what some of our challenges might be. Hi, what's your address? It's 426 Radford Avenue. Okay, you're going to head right over to that table labeled ADAD 8256. Deci aici ați văzut că, de fapt, funcționarul electoral a realizat că, de fapt, este în fața ei, este persoana cu dizabilități de vedere, dar totuși arată cu degetul sau cu pixul în ce direcție trebuie să meargă. Las personas con discapacidad. Scuze.
Nu merge așa. Cred că vom... Las perso... Început de la început. Vom discuta atunci după video. Hi, I'm Leona. I'm a registered voter here in the city of New York. I've been blind my whole life, and I've learned to navigate my way around the city using various methods, so I'm pretty independent. Let's talk about how you can assist voters like me who are blind or who have low vision have a smooth and easy voting experience. Here's an example of what it's like to be a voter who is blind. Let's listen and see what some of our challenges might be. Hi, what's your address? It's 426 Radford Avenue. Okay, you're going to head right over to that table labeled ADAD8256. Thank you. And where's that? Oh, please excuse me. I didn't realize you were blind. Why don't I take you right over there? Thank you. Okay, here you go. Thanks. Hey, hi. Hi. what's your name, please? Leona Green. Ah. And is your correct address? Does it say 426 Radford Avenue? Yep, you're all set. I just need you to sign for me here, please. Where? Oh, right, sorry. Deci, persoana cu slab văzătoare se apropie de altă funcționară electoral care întreabă, de fapt, la ce adresă sunteți și un fel de roagă să verifice în lista electorală. Ce respectiv persoana nu poate face, alegătorul nu poate face. Și după aceasta roagă să semneze în dreptul numelui său. Și iarăși nu este posibil. Și alegătorul întreabă unde, cum, ajutați-ne. Well, none of these poll workers were rude. They could have done a better job of being sensitive to my needs, which would have eliminated some of the confusion and helped them assist me more effectively. Let's do it one more time to see how just a few small changes can make a world of difference. Hi, I'm Corrine. I'm an... Deci, acum, alegătorul a mărturisit că, de fapt, experiența care a fost, nu a fost... foarte pozitivă, bine, persoanele nu au fost rude, adică nu au fost tare negative față de ea, dar totuși puteau să facă lucrul său puțin mai bine ca experiența de votare să fie de succes, să fie reușită. Și acum vedem cum ar putea aceasta fi organizată. Information clerk. Can I help you? Yes, thank you. Where do I go to vote? Yes, of course. Can you tell me your address? 426 Radford Avenue. That will be the table to your right about 20 feet away. Would you like to follow me there? Oh, thank you. Okay, deci acum funcționarul electoral nu a punctat cu degetul sau cu pixul unde se meargă, dar i-a explicat că mergeți la dreapta până vă opriți sau la stângă și a oferit asistență. Would it be all right if I took your elbow? Yes, of course. Thank you. Da, aici tot este important, momentul important că alegătorul a rugat singur a propus singur să ia de mână funcționarul electoral. În mai multe cazuri noi întâlnim situații când funcționarul electoral, de fapt, se apucă de mână alegătorul și îl trage. Nu întotdeauna este plăcut acest lucru, după cum ați auzit și în videoul trecut. Dar aici se arată varianta ideală când este comunicarea între alegător cu dizabilități și funcționar electoral. We're just about halfway there. Okay, here we are. This is Chris, and he's going to be checking you in. Great, thank you so much. Hi, I'm Chris. What's your name, please? Leona Green. Okay, Leona Green. Let's see. Sorry, still looking for it. Ah, here we go. And what's your current address, please? 426 Radford Avenue. Okay.
you're good to go, then all I need is for you to sign here. Here's a pen, and you can sign right there. Yes, exactly. Deci acum el nu i-a propus alegătoarei să verifice, de fapt, dacă adresa ei este corectă. A realizat că este nevinovătoare și respectiv a rugat-o să semneze în locul în care a indicat. Perfect. Thank you so much. Can you see how that was so much more helpful? When a person who is blind or who has low vision arrives to full sight, they may be unfamiliar with the location, the equipment and table layout, and the people working there. Once someone with low vision informs you that they need assistance, it is important to identify yourself to that voter. Let them know your name, your role, and how you can assist them. When someone is unable to see, they greatly depend upon audible clues to know what is going on. As you're helping them, talk to them about what you're doing and what you want them to do. Your talking also lets them know that you haven't walked away. The voter may ask if he or she can hold onto your arm as they walk to the next destination in full sight. If they do, extend it and wait for them to reach out and take your arm. Never grab the voter. It's also... Yeah, deci acum, practic, explică toate momentele acestea despre care am vorbit și acum în privința mâinii și asistenței față de alegători și, de fapt, regulilor de bază de comunicare cu alegătorii, în cazul acesta, nevăzători. Deci, care momentele care par foarte ușoare și așa natural de înțeles, dar totuși nu întotdeauna sunt realizate de către persoanele care sunt funcționari electorali când văd o persoană cu dizabilități. Cum se comunice, cum se asiste, ce se facă. Deci așa de ori ajută la o înțelegere mai bună și o implicare mai efectivă a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral. Deoarece experiența pozitivă urmă să se transformă într-o formă permanentă de participare la alegeri a persoanelor cu dizabilități. Sunt de aceasta a fost video și tipul de instruire din Statele Unite. Acum vreau să trecem în Guatemala, unde instruirea funcționarilor electorali include și poster și anumite dezvoltarea anumitor abilități de cunoaștere a limbajul mimică gestual. Cuvinte elementare și pentru a înțelege mai bine persoanele cu dizabilitate de respectivă și posibilitatea de a comunica mai eficient. Pe lângă aceasta, în Guatemala, tot interesantă experiență au început să facă video-uri dedicate persoanelor cu dizabilități, adică informații care de informarea alegătorilor fixată, focusată pe interesele și necesitățile persoanelor cu dizabilități. Haideți să vedem acest video din Guatemala. Las personas con discapacidad tenemos derecho a participar en las decisiones políticas del país. Asiste este 16 de junio al centro de votación que te corresponde y ejerce tu derecho. Las juntas receptoras de votos en todos los centros electorales del país están informadas sobre la forma de cómo te pueden apoyar. Decide. Tu voto cuenta. CONAVI, 22 años de lucha y esfuerzo por los derechos de las personas con discapacidad. Acción conjunta para una participación plena. Las personas con discapacidad sumamos 1.600.000 guatemaltecos y tenemos derecho a trabajo, salud, educación, recreación, cultura, derecho a elegir y ser electos, ser incluidos en pie de igualdad en los planes de gobierno central y municipal. Decide, tu voto cuenta. CONAVI, 22 años de lucha y esfuerzo por los derechos de las personas con discapacidad. Acción conjunta para una participación plena.
En el 2019, la población con discapacidad suma 1.600.000 guatemaltecos. Tenemos la oportunidad de participar como votantes, observadores y candidatos a cargos públicos en las elecciones generales. Es fundamental ser parte en la toma de decisiones para ser protagonistas en el proceso democrático. Decide, tu voto cuenta. CONAD, 22 años de lucha y esfuerzo por los derechos de las personas con discapacidad. Acción. Vedeți, deci în acest video, de fapt, acest video are două ținte. Cât persoanele cu dizabilități, așa și publicul larg, informând, de fapt, publicul larg despre persoanele cu dizabilități, numărul acestor persoane în Guatemala și, de fapt, mai multe alte domenii în care aceste persoane ca și alte persoane activează, trăiesc și inclusiv și alegerile, că alegerile sunt doar o parte a procesului de viață în care participă persoanele cu dizabilități și încurajează pe aceste persoane să participe și dacă ați auzit aceasta, au repetat și acele patru D despre care noi am vorbit. Poți să fii și candidat, și alegător, și observator, funcționar electoral. Deci motivează și persoanele cu dizabilități să participe, să participe activ în viața socială, în procesul electoral. Și un alt video motivațional din India. Haideți să vedem. This Lok Sabha election 2019. Think, Inc. Lok Sabha elections are around the corner. What is your take on voting? Who bothers? Same old story. I tried earlier. Couldn't cast my vote due to difficulty. I am an individual with disability. Da, deci videoul începe cu aceea că, de fapt, spun că nu. Da. Istoria asta noi o cunoaștem. Am mai participat la alegeri și a fost foarte, foarte greu, foarte multe obstacole, bariere am avut și nu voi participa. Adică eu sunt persoană cu dizabilitate și alegerile nu sunt pentru mine. These things are not meant for me. Disability cannot be a barrier in participation. Don't let your disability keep you away from casting your vote this season. Adică disabilitatea nu trebuie să fie o barieră, iarăși o atitudine diferită față de participarea în procesul electoral. Când în video spune că de fapt nu fă dizabilitatea personală o barieră pentru a participa în procesul electoral. Democracy, a fair chance. All citizens over 18 have the right to vote. Disability is no bar. Yes, voting is our right. Adică dizabilitatea nu este o barieră. Și toți alegătorii care au primit 18 ani au dreptul de a vota. But as our responsibility, disability is no bar. You 18 on 1st January 2019. Prove it. Here's how. 1. Register yourself by filling Form 6. Și aici deja explică cum. De la început un mesaj de motivare și după asta explică cum să participe. You can register your name in electoral roll in 3 ways. Firstly, fill online form at NDSP website, which is given below. Secondly, download copy of the Form 6 from the given website and submit it physically. Thirdly, go to the given website, find out your nearest voters help center and submit your form there. Also, study competing political parties, individuals and their manifestos. Stand by issues that you are concerned about. And lastly, of course, cast your vote. Remember, all the polling booths are being made accessible for persons with disabilities and their escorts. The election officers are also being sensitized to provide you with the necessary assistance. Aici explică ce de fapt Comisia Electorală din India a făcut pentru
pentru persoanele cu dizabilități. Prima, secțiile de votare au fost făcute accesibile, așa am arătat în video. A doua, aici, ce arată că funcționarii electorali au fost instruiți, respectiv că să asiste persoanele cu dizabilități. Your voice was heard in 2001, when persons with disabilities were included in the census. Your voice was heard in 2014, when training of electoral... Aici demonstrează că, de fapt, da, glasul vostru a fost auzit în 2011, 2014, când au fost persoanele cu dizabilități în 11 au fost înregistrate, au fost identificate. În 14, când a fost introdus, de fapt, instruirea a staffului electoral. Staff included disability and access issues. Your voice was heard in 2015, when the Accessible India campaign was launched. Your disability may be in 15, când a fost lansată campania de informare referitor la participare persoanelor cu dizabilități. Not you. Don't let your disability keep you away from casting your vote this 2019. Give democracy a fair chance. See you at the polling booth. For more information, contact helpline number 1950 toll free or log on to ceo.maharashtra.gov.in. Deci acestea sunt cam câteva exemple de facilitare a participării persoanelor cu dizabilități în calitate de alegători. Să trecem la a doua, a treia categorie din 4D, funcționar electoral, persoană implicată în organizarea alegerilor. Iarăși aici vedeți în calitate de facilitator a educației civice o persoană din Nepal, cu o persoană cu dizabilitate care a venit în comunitatea sa și deja informează o modalitate care este destul de mult răspândită cât în Africa, atât și în Asia de Sud. În cazul acesta, persoana cu dizabilități, după cum vedeți, foarte bine se sprăvește și transmite mesajul. O altă fotografie este o persoană cu dizabilități mentale care, de fapt, nu încurcă să fie parte a societății și, în cazul acesta, după cum vedeți, este operatorul a centrului de apel. Deci, în mai multe comisii electorale, noi deja avem exemple de angajare a persoanelor cu dizabilități în organele electorale, cât permanente, la CEC Kârgâzstan, de exemplu, lucrează o persoană cu dizabilități, sau la în cadrul birourilor sau comisiilor, consiliilor electorale, respectiv în țările, în alte țări, denumirile sunt diferite, dar la aceste nivele, la nivel de secții de votare, la nivel regional, tot sunt angajate persoane cu dizabilități și în Pakistan, și în Nigeria, și în Statele Unite. Deci deja este o practică răspândită în mai multe țări. Angajarea persoanelor cu dizabilități în calitate de trainer sau facilitator de informare al alegătorilor. Deci, ați văzut persoana cu dizabilități din Nepal angajată în calitate de facilitator și sunt mai multe cazuri când persoanele cu dizabilități sunt angajate în calitate de trainer. Am avut așa cazuri și în Ucraina, și recent în Etiopia, când au fost mai multe persoane angajate pentru a facilita instruirile a birourilor electorale.
deci a membrilor secțiilor de votare. Și altă practică este angajarea persoanelor cu dizabilități în calitate de operator la centru de apel. Și așa, un exemplu vreau să vă arăt din Kyrgyzstan. Парламентские выборы намечены на октябрь, осталось чуть более месяца. Необходимо, чтобы соотечественники были достоверно проинформированы о процедуре голосования. Колл-центр создан для более широкого вовлечения граждан Кыргызстана, проживающих за пределами страны, в избирательные процессы путем предоставления консультации по выборным процедурам. Это биометрическая регистрация, консульский учет, включение в списки избирателей, участки для голосования и другие интересующие вопросы. Этот колл-центр выстроен таким образом, что сразу информация поступает во все комиссии, всем членам ЦИК, всему подразделению ЦИК, и быстро будет обрабатываться, и в кратчайшие сроки будут даваться ответы. Ну, такие задачи поставил председатель, такие задачи поставил президент. Мы хотим, чтобы эти выборы прошли честно и компетентно. Немаловажным является и то, что люди с инвалидностью, пенсионеры, молодежь и представители различных этнических групп вовлечены в качестве операторов в работе колл-центра. В центре избиркоме для них было организовано специальное обучение. И очень хорошая возможность, как для человека с инвалидностью, возможность заработать, выйти на улицу, возможность связаться с обществом. И это очень трудно найти работу здесь, в нашей республике. Поэтому я сразу же в этом положении согласилась. И в этот же день мы прошли обучение. Мы изучили законодательство, какие будут вопросы. Поддержка участия в избирательном процессе людей. Deci, vedeți că în persoanele, acest exemplu recent din Kyrgyzstan, unde persoanele cu dizabilități au fost mai multe persoane, nu doar aceasta care a vorbit doar acum, a fost angajate în calitate de operator la centrul de apel. Deci aceste forme de implicare a persoanelor cu dizabilități în alegeri sunt tot mai mult și mai multe exemple din țări, din toate colțurile lumii, nu doar din spațiul nostru sau Asia sau Africa. Și practic din toate colțurile lumii noi vedem așa fel de exemple. Să trecem și la a patra categorie de participare a persoanelor cu dizabilități, în calitate de observator și activist social. Aici noi, după cum vedeți, observatorii sunt destul de activi, într-o fotografie monitorizează campania electorală, în alta persoană cu dizabilități de vedere este la ședința organului electoral și vorbește, adică respectiv apără o poziție sau alta. De fapt, sunt două dimensiuni a observării, deci ca observator național, deci implicarea în calitate de observator național și acelea fotografii din slide-ul trecut sunt de fapt observatorii care fac parte din echipa mai mare a observatorilor naționali a unei sau altor organizații neguvernamentale din țară și alți observatori care sunt focusați, adică persoane cu dizabilități care sunt focusați anume la pe auditul secțiilor de votare. Adică un alt fel de observare, dar tot foarte necesar și util inclusiv și pentru organele electorale. Și în următorul video vreau să vă arăt un exemplu din Timor de Sete.
parliamentary election day in Timor-Leste. Joel Fernandes arrives at the polling station. He's here not just as a voter, but also as an election observer. This year is the first time that Timor-Leste has election observers with disability. Aici, de la din start, se menționează că el nu e doar alegător, dar și observator. Adică două dimensiuni de participare în procesul electoral. Și, de fapt, este observator prima dată. There are 19 of them monitoring in the capital of Delhi, in four districts. From Hariyuba Accesu, the place we saw Emo recently, Bele Babota, place Hare Konaba. Ne fatim botane, ne kaisa botane, apakah asbuda badat, apakah ne halau mempermuda bayi ma elder senti bila bota kala. Major well, Silvina Costa Suarez is also working. Adică el explică că de fapt aici el combină două funcții. Este și observator a procesului electoral, dar și face un fel de audit cât de accesibil este secția de votare în care el lucrează pentru persoane cu dizabilități. He is an election observer in the 2012 elections. To be attracted polio as a child, she says living with a disability in Timor-Leste means having to overcome challenges, even in the ballot box. Uluk ani haplo ona komen ba kabinya de voto tamba ba emoho kadela roda la dela asesu ba kabinya de voto tamba kabinya de voto asli. Deci aici arată cât de accesibile sau neaccesibile sunt cabinele de vot sau recomandările care au fost făcute de acest observatori pentru schimbări. Election observers like Joel and Sylvia ensure that the rights and needs of people with disabilities are not overlooked. Who better than persons with disabilities themselves to be actual registered, certified observers to make recommendations about improving access to the right to vote, about the entire electoral system? Aici, deci, domnul de la ONU povestește că, de fapt, cine, dacă nu persoanele cu dizabilități, ar fi în poziție mai bună să înțeleagă care sunt necesitățile a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral și anume ele sunt în poziție de a recomanda acele modificări la practica și legislația electorală. They know better than anyone else what challenges they face, how things can be improved to realize that fundamental right for themselves and for the people they represent. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 2008 and has been adopted by more than 100 states worldwide. This is a sign that more and more governments are committed to take steps to ensure that the rights of persons with disabilities are respected and protected. But some say this is not enough. States need to take steps to ensure they implement the provisions in the law and to ensure that persons with disabilities can participate in society on an equal basis with others. Aici deja autorii acestui reportaj spun că, de fapt, convenția despre care noi am vorbit pentru Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități a fost intrat în forță în 2008 și a fost semnat și ratificat de mai mult de 100 de țări în lume, deja mai mult de 150, da? Și asta e bine, dar e puțin. Adică după semnarea convenției, ce trebuie să urmeze, deja acțiuni concrete a statelor pentru asigurarea participării persoanelor cu dizabilități în procesul electoral. Deci cam aceasta ce ține de participarea persoanelor cu dizabilități și exemple pozitive în facilitarea participării persoanelor cu dizabilități în procesul electoral. Am văzut astăzi că sunt, de fapt, mai multe exemple pozitive în participare în toate patru dimensiuni, dimensiunea de alegător, dimensiunea de candidat,
dimensiune de funcționar electoral sau organizator al alegerilor și dimensiunea de observator sau activist social. În toate aceste patru dimensiuni, persoanele cu dizabilități pot și participă foarte bine când sunt create condiții favorabile pentru aceste persoane, condiții care sunt create în conformitate cu acele standarde internaționale care sunt parte din Convenția ONU și Pactul pentru drepturile civile și politice ale cetățenilor. Deci, cum și am menționat, foarte multe s-au făcut și dacă ne uităm înapoi la, pe timpul lui Roosevelt, cum a fost atunci și cum primul timp menitul politician se ascundea de reporteri sau publica fotografii în care, de fapt, masca că este o persoană cu dizabilități. Acum, persoanele cu dizabilități au mai multe posibilități și, de fapt, percepția oamenilor, percepția societății s-a schimbat mult. Și nu înseamnă că este destul, este foarte mult încă de lucrat și de promovat participarea persoanelor cu dizabilități în procesul politic și electoral. Sper că aceste discuții, aceste conferințe care le-a pornit Asociația InfoNet vor ajuta la acest proces și, și noi împreună vom face încă un pas înainte. Mulțumesc mult și aștept întrebări dacă sunt. Pavel, mulțumim foarte mult. Acum, cine are întrebări, vă rog frumos să vă demutați microfoanele și puteți să adresați orice întrebare lui Pavel. Cine e primul, demutează microfonul și vă rog, adresați întrebări. Este cineva care ar dori să... Ok. Atunci, într-adevăr, Asociația InfoNet mai mult de 10 ani vine cu diferite inițiative de accesibilizarea votului pentru persoane cu dizabilități. Inclusiv s-a făcut și auditul. Secțiile de votare au venit cu inițiative de introducerea în secții de votare a diferitor mecanisme și diferitor utilaje pentru a facilita votul a persoanelor cu dizabilități și celor cu vedere slabă și celor cu deficiențe de auz. Ceea ce a povestit și a arătat azi Pavel nouă ne pare foarte interesant și util. Noi deja ne-am notat câteva schițe și idei ce am putea face și aici la noi, din ceea ce a fost prezentat de către Pavel. Dacă întrebări nu mai sunt, atunci eu vreau să-i mulțumesc lui Pavel pentru timpul acordat și să-i urez succese mari în ceea ce face el, acolo unde este. Fără îndoială că misiunea lui este foarte importantă acolo și experiența pe care o are va fi de folos în țările în care se află el acolo și misiunile pe care le are acum. Succes, Pavel, și succes tuturor celor care au fost prezenți. Au fost aproape 100 de oameni în această conferință și eu cred că ceea ce a fost relatat de către Pavel și ceea ce în conferințe care vor urma va fi foarte de folos pentru persoanele angajate în alegerile următoare la noi în Republica Moldova. Vor fi posibil de aplicat și de utilizat pentru alegeri, pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități în secțiile de votare de la noi din țară. Vă rog. Două cuvinte. Da, Pavel.
Am văzut că sunt mulți reprezentanți a BESFER-ului, a biroului electorale. Vă rog frumos să nu uitați că aveți și dumneavoastră din partea CEC-ului ați primit sau veți primi prin consiliile electorale și echipament special, adică plicul trafaret, lupa. Lupa, nu știu dacă anul acesta s-a făcut plicul trafaret pentru buletinul care este, dar ar trebui să fie. Deci, dar cel puțin cabina de vot pentru persoane cu dizabilități, adică acea mică care se plasează pe masă, ea este în majoritatea secțiilor de votare. Vă rog frumos să nu uitați de ele. În manualul pentru membrii BESF este o parte a manualului este dedicată anume drepturilor persoanelor cu dizabilități și adică posibilităților care sunt în mâinile dumneavoastră de a facilita accesul și participarea acestor persoane la procesul de votare. Am la alegerile precedente, când am fost martor la câteva cazuri când persoana cu dizabilități vine în secție de votare, dar nici cabina nu e gata, nici plicul trafaret și, de fapt, președintele biroului nu știe ce să facă. În două minute am clarificat, s-a găsit și a fost instalat. Da, mai bine să faceți aceasta înainte, în sâmbătă, înainte de ziua votării, că, de fapt, este o practică bună și, după cum vedeți, este o practică internațională. Da, mulțumesc. Câteva cuvinte. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Pavel, mulțumim tuturor pentru participare. Vă rog frumos să nu uitați că mai avem încă trei conferințe online la care sunteți așteptați cu mare drag către noi. Va fi informații interesante. Astea fiind spuse, tuturor vă doresc succese, o zi frumoasă și ne revedem și ne reauzim. La revedere! Mulțumesc! Mulțumim! La revedere la toți și baftă la alegeri! O zi bună! O zi bună! Mulțumim frumos! La revedere!